Eu continuo amarelo. Ho avuto un disco, no? Caduale qui da me. La parte per me. Sì, amistato. Per un disco non so specificare. Però la compagna si è disastrata in famiglia Marco. Io ero rimasto ma noi due, in famiglia nostra. Non so se ce l'ha con i pescherini. Un po' di materiale, non so se... Materiale solici, non so il tempo. Materiale testivo. Quale verde che va. Grecia. Siam di stacco a punti su fatto da nostro esercitato per sbunare. E che ci facciamo là qui ieri? Siamo tortura. Non si va a facciare, modus si la deva, si non fondi, effettivamente, così, da, era un bel lucro, a tutti di qui, eravamo undeva, da sopra pietre lungo blocco, già aggredito, già lungo balcone dei matti, c'era anche Orezia, che era l'altra sopra, pietre dall'età di 3, forse due avvenimenti. Fratele mio ho creduto che mi facessi finta sentire che gli ero molestato a colo e era a colo un chiener un guinzatore là o talavo facendo di stress. Era quello un vendutore all'Alghereta. Sì, ho dato un vecchio posto sgomato da tutte le parfurie. Sì, mo l'ho stato a quello qua, no? Sì, sono stato a due lucro. Chiar sei. Gliel'ho plecato. Și omul ăla era destul de speriat. Eu nu știam ce se întâmplă. Așa după o grămadă de întâmplări de felul ăsta. Asta era finală. Și zice, de ce se întâmplă? Zice omul, băiatul ăla zice așa. Vezi, aici suntem în locul ăsta și acolo este un vas cu apă mic pe care se află ceva, să zicem, ca o sare. Și după ce aruncăm sare, avem apa și după aia animalul începea și bunui. Și el era destul de abătut de chestia asta. Dar eu nu am fost abătut, am zis că ce am spus e că adică i-am spus numai că păi
Dacă nu murim acum, înseamnă că mai avem ceva de făcut. Am asta fost ideea mea. Să putem să ne liniștim sau ce, să ne liniștim Duhul. Dar vreau să zic, în același timp am fost conștient că tata mea e mort. Pentru că băiatul a zis că toți oamenii din Pământ sunt morți. Nu, a noi mai eram în viață. Și eu am zis, băiatul a zis, am zis, putem să ne liniștim, dar degeaba ne liniștim că toți ceilalți sunt morți și noi suntem doi băieți, nu mai este nicio fată. Și după aceea gândul meu a fost că tata nu e mort. Și nu pot să spun că m-am întâlnit la fel de speriat cât am fost, pentru că am fost foarte simplu. Ar trebui să spun ceva. Lasă-i să moară prost. Gata, închide ochii. Doamne, am...